O femeie din Filipine a fost prinsă la punctul de frontieră din Calafat în timp ce încerca să intre fraudulos în România. Femeia era ascunsă în cabina unui tir condus de soțul ei, cetățean german, și a fost descoperită în urma inspecției efectuate de o echipă formată din polițiști de frontieră români și bulgari. Cu ocazia studierii documentelor descoperite asupra femeii, s-a constatat faptul că cetățeana filipineză în vârstă de 46 de ani are pașaportul expirat. Conform protocolului româno-bulgar privind controlul comun la trecerea frontierei, filipineza și soțul ei au fost preluați de poliția de frontieră bulgară în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun. Pe de altă parte, în județul Arad, polițiștii de frontieră au depistat la controlul de frontieră 6 persoane, cetățeni români, care figurau în bazele de date ca fiind urmăriți general, respectiv internațional. Pe numele lor au fost emise de către autoritățile din România mandate de executare a pedepsei cu închisoare, respectiv mandat european de arestare. Bărbații au fost predați unor echipe operative din cadrul IPJ Arad.